Salutare, prieteni! Partidă foarte interesantă, probabil, după părerea mea, este derbiul acestei etape. Bayern München are jucătorii de renume, însă orice se poate întâmpla. Blagoia a făcut multe surprize în trecut. Bayern are 5 victorii consecutive în ultimele 5 meciuri, doar 2 goluri primite, în timp ce Gladbach are 2 victorii și 3 egal în ultimele 5 partide, și ea este neînvinsă de asemenea. Gladbach are 2 victorii la rând în fața Bayernului în ultimele partide, așa că să vedem cum se va desfășura și această partidă la Munich. Gladbach acasă. Începe partida. Borussia Mönchengladbach atacă de la stânga la dreapta. Oh, începe de unul singur. Gladbach forțează șutul acestora pe lângă poartă. Minutul 1. O primă ocazie de gol, însă Manuel Neuer n-are niciun fel de problemă. Mingea se duce pe lângă poartă. Pasează acum Petru Filip Lam. Încearcă contribuția asta pe viteză. Se pierde mingea. Să vedem cum se vor descurca. Oh, borusienii pierd balonul. Thomas Müller întoarce mingea. Dă o pasă greșită. Arbitru lasă jocul să continue. Haideți, băieți, Rafael își prelungește prea mult balon și pierde. Îl faultase. Da, iată că arbitrul dă fault. Foarte nemulțumit Xavi Alonso. Boateng degajează lung pentru Thomas Müller. Müller face o preluare direct în afara terenului. Thomas Müller, ce preluare greșită la valoarea lui. Johnson pentru Rafael. Rafael are viteză, însă Benatia se apără excelent, se încurcă cu Filip Lahm, dar până la urmă Benatia trimite mingea în spate pentru Neuer, mai departe acum Müller, să vedem ce face acesta. Din nou pierde un tempo, se întoarce cu balonul, prea multe balone întoarse de jucătorii lui. Pep Guardiola, Christiansen, recuperare bună, dar o pasă extrem de slabă. Rafinha pasă pentru Coman. Ocazie pentru Bayern München. Bayern München nu e fault. Hei, se dă penalti, nu cred. Ce decizie eronată. Arbitrul, după părerea mea, să vedem intervenția. Nu dau seama de aici. Müller poate marca. Müller față în față cu Sommer. Sommer n-are ce să facă. E 1-0. E 1-0. Gladbach este condusă de Bayern München. Ghicise colțul Sommer, însă prea târziu, n-a avut ce să mai facă. Oh, bară gol. Thomas Müller, după un început prost de partidă, are noroc cu această decizie a arbitrului. Și acum, oh, ce face acest nebun, dar exagerează prea mult. Martinez pentru Alonso. Alonso pierde balonul. Ocazie bună pentru Gladbach să egaleze. Rafael, bară transversală. Era bătut Manuel Neuer. Oh, ce ocazie de gol. Aproape de gol cei de la Gladbach, însă bara se opune egalării. Are noroc Bayern München. Martinez pasă pentru Coman. Asta vrea, dacă mai da penalti și acum era culmea, intervenție corectă din nou asupra lui Coman. La risc, într-adevăr, dar intervenție corectă, foarte bine. Johnson. Mai departe pentru Haka avansează cu balonul, pasă pentru Dude pentru Haka. Bun driblingul acestuia, are posibilitatea de șut, șutează, noi respinge gol! 1-1, one and one, Rafael marchează pentru Borussia Mönchengladbach. Noi respinge greșit în față, iar Rafael ia fața lui Filip Lahm, marchează pentru 1-1. Ce partidă frumoasă, 2 goluri în primele 24 de minute, se pare că Bayern München are probleme. Are probleme Bayern München, oricum un gol norocos marcat de aceștia din penalti.
Să vedem replica lor, replica jucătorilor antrenați de Pep Guardiola. Foarte supărat pe marginea acesta. Stau un pressing jucătorii lui Gladbach. Oh, Boateng intervine senzațional așa cu Thomas Müller. Thomas Müller a dat un gol, însă nu prea a avut acțiuni reușite. Acum o pasă bună. O pasă bună, 2-1 Bayern München. Spectacol această partidă. Lewandowski nu ratează. Eroare în defensiva lui Mönchengladbach și Lewandowski, Robert Lewandowski reușește să o aducă din nou pe Bayern München în avantaj. În continuare 2-1. Gladbach însă pare că nu renunță. Nu renunță și aleargă după egalare. Oh, trecere bună. Să vedem ce face. Urmează o pasă pentru Rafael, însă vine Vidal și interceptează balonul foarte bine. Pasă pentru Lewandowski. Lewandowski face al 3-1. Lewandowski gol! Lewandowski 3-1 pentru Bayern München. 3-1 Bayern München. Apărarea lui Gladbach făcută șahmat, apărarea. Se dă fault. Oh, ce pase aiurea. Se greșesc la mijlocul terenului. Coman, jucătorul care a scos un penalti, pierde balonul, însă recuperează foarte, foarte rapid Bayern München. Coman pentru Vidal. Vidal ține de balon, pasă pentru Rafinha pentru Martinez cu Alonso. Vidal acum. Vidal întoarce mingea pentru Alonso, acesta din prima pentru Rafinha. Coman. Jerome Boateng, înapoi cu Manuel Neuer, presat Neuer. Trimite o pasă foarte bună pentru Filip Lahm. Probabil că alargă acestuia, dar reușește până la urmă să o țină sub control. Dârmici, ocazie din nou pentru Gladbach. E fault, oho, intrare dură. Arbitrul nu dă nimic. În fine, jocul se reia. Gladbach trebuie să forțeze. Stindl încearcă o trecere frumoasă. Nu reușesc să respingă balon și acum Bayern München din nou pe contraatac. Este extrem de periculoasă. Coman, să vedem, se întoarce. Senzațional Coman. Centrează, ieși portare, boxează portarul, însă un șut extrem de slab. Sommer are noroc de această dată, 3 minute tardate de la margine. Să vedem cum se va descurca până la urmă Gladbach. Bayern München în continuare 3-1 și lucrurile se complică pentru ei. Bayern în continuare în aceste momente pe prima poziție, se distanțează față de urmăritoarea contracandidată la titlul de Dortmund. Alonso mai departe pentru Müller. Ocazie din nou bună pentru Bayern München. Müller se întoarce, șutează, ratează de puțin spațiul porții Thomas Müller. Ocazie din nou pentru Bayern München. Încep în forță aceștia și iată ce pasă greșită. Müller, nu a fost Lewandowski, aproape de un gol superb din prima, ce a încercat Lewandowski. Haideți băieți. Stindl, obstrucționat după părerea mea, arbitru consideră că s-a intrat corect. Müller își dă cu stângul dreptul de această dată, însă până la urmă mingea rămâne tot la Bayern München. Au ieșit în pressing jucătorii lui Gladbach, dar degeaba. Iată că Borussia e în pericol. Până la urmă recuperează balonul Stindl pentru Dude pentru Johnson. Haide Johnson. Scapă balonul afara terenului. Este aruncare de la marge pentru Bayern München. Benatia pierde balonul și acum ocazie pentru Gladbach să reducă din diferență. Ratează imens, ce pasă greșită. Cum să nu dai șut la poartă în astfel de poziție? Acum contraatacul lui Bayern. Coman în duel cu Christiansen. Christiansen este deposedat de Coman. Intră în careu Christiansen. Este deposedat foarte bine și acum să vedem contraatacul lui Gladbach.
Se dau niște pase dezamăgitoare, Corbel, nu, Coman, aproape să obțină un penalty și acum Müller, 4-1, 4-1, Bayern München, își bate joc de apărarea lui Borussia Mönchengladbach. Borussia este la pământ în aceste momente, Dârmici. Dârmici pentru Stindl. Stindl. Boateng a ieșit senzațional. Corb. Pentru Nordtveit. Acesta mai... Ai de capul meu. Ce ocazii, ce ocazii au, dar... Nu, stau, nu știu să stea nici pe picioare în aceste momente. A plecat Müller. Müller întoarce acest balon. Prea mult, după părerea mea. Dârmici, o nouă ocazie. Bayern München să se apără excepțional. Iese Manuel Neuer. N-are niciun fel de probleme. Manuel Neuer degajează, nu pentru Lewandowski. N-ajunge la balon Lewandowski. Johnson. Cu Nordtveit. Acesta mai departe cu Wendt. Oho, faul de cartonaș galben. Faul de galben al lui Müller. Se pare că arbitru nu acordă nimic. Să ne acorzi arbitrei absolut nimic. Haka! Haka! Șutează! Respinge, respinge în corner. Manuel Neuer, centrala lui Rafael. Iese Neuer și boxează. Unde este Neuer? La 11 metri. Senzațional, portarul lui Bayern München. Haide, 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 haide. Stindl. Stindl, bună preluare, apără Neuer încă o dată, încă o dată apără Manuel Neuer. Hei, nu înțeleg, ce se dă aici? Faul, nu înțeleg. Da, o decizie suspectă a arbitrului, după părerea mea. Iată că Bayern München reușește să scape din nou cu fața curată. Au avut două contraatacuri, două goluri. Trebuie să avem grijă. Gladbach încă nu revine cu aceste pase excepționale de slabe. Bayern München forțează acum Boateng. Să vedem ce face Boateng. Stindl este în pressing. Toți băieții în atac. Benatia pasă pentru Vidal. Greșește Benatia pasa. Și acum Nordtveit apără Neuer. Ocazie mare din nou pentru Gladbach. Dout. Oh, ce face? Gladbach, încă o dată Neuer, încă o dată Neuer, nu se poate. Da unul între altul de cascadorii râsului. Ce se întâmplă aici la Gladbach acasă? Faze de cascadorii râsului, nu sunt stare să facă niște, să dea niște pase bune sau de multe ori și preluări. Degeaba atacă atât de mulți pentru că nu reușești mai nimic. Iată Boateng, recuperare senzațională. Bayern München, Kimmich. Întoarce pentru Philipp Lahm, multe mingi întoarse și de Bayern München în această partidă, sincer nu mi-am apucat cum au jucat. Iată că sunt ajutat și de arbitru, nu înțeleg și acest arbitru ce are în căpățână. La 4-1, dă un fault foarte, foarte ușor, după vremea mea n-a fost fault, dar în fine nu mai contează. Jocul continuă, o nouă pasă greșită, dar și Gladbach greșește pasele senzațional. Vidal, Vidal în duel cu Christensen. Christensen, Sommer, n-are probleme de această dată. Poate ultima șansă, poate ultima șansă să mai facă ceva Gladbach. Oh, aceeași pasă greșită. Aceeași pasă și acum Rafinha. Pantovic, Pantovic este o centrare, gol! 5-1! 5-1, Bayern München! Apărarea din nou făcută și acumat, foarte supărat Sommer. N-a avut ce să facă astăzi Sommer în fața unui Bayern München norocos, după părerea mea. Norocos, dar asta este. N-avem ce să facem. Stindl, preluare bună acestuia. Se termină partida, 5-1 Bayern München. Hei, dragilor, a fost X-Breaker. Până la viitoare, toate cele bune, pa, pa!